bună. Această serie este deja la episodul cu numărul 16, așa că știți deja despre ce este vorba. Este vorba despre cumpărat versus gătit. Pentru episodul cu numărul 16 o avem ca invitată specială pe nimeni alta decât Olivia Adams. Dacă cumva nu știți cine este Olivia Adams, lăsați-mă să vă arăt că știți. Babe, I got a stranger in my mind. Nu? Dar acum. You're so dumb, sunt foarte încântat că Olivia a acceptat invitația și că o să vină să-i gătesc ceva. Ceea ce vreau să fac astăzi în cumpărat versus gătit este mai mult de fapt cumpărat versus făcut, pentru că îi fac o cafea, un latte, care este un pumpkin spice latte. Pentru cine încă nu știe cum se desfășoară seria asta, urmează să comand de la restaurant un produs și să încerc să fac eu același produs, doar că mai bine. Iar invitata noastră Olivia, la final, o să spună care e mai bun și o să încerce să ghicească care e al meu. Vă invit să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că în momentul în care voi vedeți vlogul ăsta, eu mă distrez în New York și poate voi ia ceva din America. Ok, apare așa ca din senin, da? Tu fă-ți da. Drumul. Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenit la mine în bucătărie. Astăzi gătim ceva foarte complicat. Meniu de nuntă 2. Pumpkin spice latte. Fiața ai dracu, e băutura mea preferată. Da, astăzi vă învăț să faceți pumpkin spice latte. Și el învață. După ce învăț eu. În primul rând, pentru această rețetă, șocant, dar ai nevoie de dovleac. Chiar mă gândeam cine naiba pune dovleac în cafea. Bine, ok, am cumpărat dovleac. Ia uitați, folosim doar un sfert, că restul facem halloweenistic. Am mai cumpărat niște chestii pe care mi le să vi le arăt, le vedeți pe parcurs. Ok. Ce-aia? Sită? Îl aburează, măi. Cât timp zici? Care e faza? N-am sită. Nici o fază. God is good, God is great. Asta. A, da, da, seamănă. Seamănă, are găuri, e practic același lucru. Faptul că sunt aici la acest episod cu pumpkin spice, să vă zic, e preferatul meu și o să dau și o notă, da? Intră prea puțin apă aici, uite. Nu trebuie să atingă apa doble acum, că la aia n-atingea. Hai, gândește-te repede, repede, Vlad, gândește-te. Scobitori, măi! Scobitori! N-ai scobitor, nu? Nu. No, deci măi, în casa asta... Pauză, că nu. Deci fiți atenți în cropeala, pentru că am găsit în casa lui Alexandru scobitor. Vedeți, este... este o încropeală, dar nu mai ajunge apa, e ok. Hai să punem la foc. Pune, pune, că doar până fierbe, fierbe. Ok. La mulți ani, Vlad! Happy birthday! Prima felie e a ta. Mulțumesc! Deci dacă nu-i făcut... Cum adică să nu fie făcut? Păi nu știu. Adică ăștia vând nefăcut. Scria dovleac pentru copt. Și așa mai dai bambet să-l coc singur? Sper că te gândești și la sufletul meu. Adică să faci și tu așa, două... It looks amazing. I know. O să iasă bine, deci dacă nu votezi Olivia Adams, ce boșcoro dești acolo? Se pune cu coajă sau fără, nu? Păi ce faci, cartofi prăjiți cu coajă? Uneori. You're so dumb, di-ra-ra-ra. Da, vă zic. După reclame. Dar îmi place că îl consider ca pe un pepene. Dar tu vezi cu cât a rămas din toată felia aia de dovleac, un sfert. Dar oricum nu cred că îți trebuie foarte mult. În ce ordine spune pumpkin spice latte? Pumpkin primul, spice ultimul, al doilea și latte ultimul. Eu ăștia de la Starbucks au zis anul ăsta, nu, nu. Am zis latte, apă, latte. Da, sincer. Ok, mai fac una și mă duc acasă. Seamănă cu ceva. Ziceți în comentarii. Măi, dar încropeala asta mi se pare cea mai genius chestie pe care puteai să o faci tu. Măi, ce tare erai dacă aveai o bucătărie de aia cu insulă, știi? Da, eram... Ce tare eram dacă aveam bucătărie? E foarte safe. Noi avem dubluri, să știți. Da, da, tripluri. Iu, ce arată, mă, zici că... Mulțumesc de semn. Așa, așa, așa. Perțile verzi le pun. Putem să ordinăm cu alea. Și acum lăsăm acest morcov la îmbibat timp de 30 de minute la abur. Și nu trebuie să pui și capac. Și de fac cap. S-a ridicat apa mult. Mult? Da, e o chestie în apă oare. Da, mă, să se moaie, știi, ca să putem să o așa. Da, mă gândeam că își pierd din gust dacă stau în apă.
sau nu știu. Hai, lasă-mă, drag. Au trecut vreo 20 și ceva de minute și să le testez. A, s-a făcut. Ok, am oprit. Grătar. Ce bine arată. Pentru această schemă o să folosim o sită care este neconformă, este sită de făină, dar o folosim invers și nimeni nu ne poate spune pentru ce să folosim. I did great. Luăm de aici dobleac și aici îl finisăm. Hai că merg. Nu. Dar să știi că nu are gust. Păi stai mă, gustul faci tu. Dar nu are gust de dobleac. E fierbinte. Frige, frige. Ia că mă pun în zona VIP. Luna nu trebuie să te judeci, e prima dată când faci asta. Și cred că ultima vreți mai greu. Wow! Wow! Asta îl considerăm surplus. Și îl eliminăm. Ți-am zis că miroasea budincă? Putem să o mințim că e vanila latte și gata. Hai că progresăm încet, dar sigur. Și câte de aia trebuie? Trebuie dobleac, e tot ce știu. Sincer, eu nu cred că a afectat apa cu ceva. Eu sper. Apa nu afectează. Întreabă Africa. Ce cucat ești. E foarte frustrant, să știți. Da, dacă te plictisești, poți mă lași pe mine. Am plictisit de când am început. Chiar dacă nu mergi, facem piure de dobleac ce are. Ia uite. Tac, tac. Trebuie să apăși așa, nu? Apăși. Poți să strâng sus plusul sau mai fac? Da, așa aruncă. Shit. Ok, gata, hai, repede, că ne mișcăm prea greu. Deci fii atent, deci iau mandularul ăsta. Ăsta e și cu oațe. Toate aveau oațe. Acum trebuia să-l scoatem. Ups. Bine, am spus prea devreme că prea se făcuse. Ce vrei să fac mai mult de atât? Voi când vedeți vlogul ăsta, noi suntem în America? Da. Hi guys, so today it's a English vlog, so we're gonna talk in Spanish anyways. Dacă vreți să vedeți ce facem în New York. Dacă trecem granița acum. Dacă suntem în New York, o să vedeți pe Instagram. Follow. Funny. Este momentul adevărului, să am făcut. Acolo pentru 3, că nu pune niciodată atâta. Adevărat. Sincer, foarte mult. Felicitări, a venit Olivia, by the way, primesc mesaje de la ea. Acum tot ce mai trebuie să facem este să punem condimentele peste această chestie. În așa fel, două puncte. Ghimbir, foarte puțin. Așa o umbră de ghimbir. Mai mult pe jos. Scorțișoară. Asta merge o lingură, o linguriță. Așa și niște nucșoară. Că asta nu mai cântărim, că nu ne permite fusorar. Ok. Amestecăm bine, bine. Ce bine miroase. Da, chiar miroase pumpkin spice. Cred că mai merge un pic de nucșoară de asta. Mai pune, pune. Niște esență de vanilie. Așa atât să fie. Puține pe toată. Ok, acum miroase perfect. Olivia n-a ajuns. Încă este glovul. E bine că a ajuns măcar înainte aici. Avem această băutură extra scumpă. Ce scrie pe ea? Loser? Scrie mai nașpa decât al lui Cioban. Oală. Ok, acum o să pun asta la foc, din nou. Din nou. Din nou. Și o să le amestec cu lapte. Mi lapti, mi cereali. În cazul în care vă întrebați cât lapte, corect. Și eu mă întreb. Atât. Pe tot. Mai e portocaliu ca dobleacul. Băi, arată bine. Chiar arată bine, are și textură. Da. Ăsta... Așa arată ăsta de la Starbucks. Ni aici și ăsta. Bă, arată bine! I'm so fucking... Ia, dăm niște zahăr. I fucking love this kitchen. Fai de capul și aici. Ok, poate a ajuns Olivia și nu am nimic. Gata? Da, asta înseamnă că nu pot să fac acum. Ok, o să încep prin sirop de caramel. Și o să fac ca în paharele de Starbucks, deci eu am cană. Bun, punem amestecul pumpkin spice la teuit. Acum, cu mixerul e fantastic. E aud. O să facem niște... Ah, dar nu mai are baterie. Bine, lasă-ne, descurcăm așa. Credeți că sunt fraier și n-am luat aceeași cafea care se află și în paharul de la Starbucks? Nu, nu sunt. Mm.
nu arată rău deloc. O să o pun acum și pe cealaltă într-o cană, ca să nu se prindă de la asta. Și o să-i pun și frișcă, pentru că săracii n-au pus. Deși eu am ales cu sirop, nu-i pun, că poate fa mai bun. Să văd dacă e în cap. Ok, hai să de așa. Ce faci? La mine pe canal! Ai dat deja rec? De butonul roșu zice rec. Bine, eu mi-am pus ochelarii ca să vă cu. Ah, ok, scuze, atunci oprim. Știi ce faci acum în acest moment? Nu, dar știu că miroase foarte bine. Deci tu o să fii legată la ochi cu această legătoare de ochi. Vei gusta pe rând din două căni. Apreciez că nu m-ai legat cu șosete. Na? Deși vreau să cred că erau curate. Normal, da. Că nu. Dar de două ori. Glumesc, scuze Radu Constantin. Haideți, prietenii, să vă explic ce am gătit. Nu e ca și când v-ați uitat probabil vreo 12 minute de vlog până aici și ați văzut cum a sud deja de o oră. Nu încă acela. A sud așa, pe bine. Cafeaua ta e neasudată, crede-mă. Ți-am făcut pumpkin spice latte, pentru că afară este septembrie. E octombrie. Octombrie, bă băiatule. De la capăt. Pentru că afară e august, ți-am făcut pumpkin spice latte și sper să-ți placă. Până le editezi și poți să nembre, ok. Vorbesc mult și prost, ok? Tu pune-ți aia, prefăte că dormi. De bună voie și nesilită de nimeni îmi voi pune, ce, cum îi zice? Bandana de somn, bandana de frumusețe. Bandana de frumusețe? Poți să vii, că nu văd nimic. Unu și cu unu face doi. Ok, uite, în mână o să ai paiele. Da. Cred că puteți să descurci și cu unul singur, dar două e mai bine decât, mai puține e mai mult decât niciodată. Ce? Poți să începi când vrea inima, sufletul tău. Păi, eu nu văd unde, ce. Într-adevăr nu vezi, da. Zi stânga sau dreapta măcar. Stânga. Acum pe ecran scrie că Olivia bea din pumpkin spice latte-ul. Așa, bun, bun, e acolo. Ok. Sigur, eu tu. Ce te faci să crezi asta? Iată să-mi gust și pe celălalt. Gata, e acolo. Asta e nașpa, e de la Starbucks. Dă-mi înapoi pe al tău, că e super bun. Nu pot să cred. Că m-am prins? Că e super bun. Păi ăla e apă chioară, cu puțin pumps de la pumpkin spice. Dar ăsta e super aromat și intens. Și e mai granulat ca celălalt, ăla e doar apă. Ok, și care câștigă oficial? Poți să-mi dau ăsta jos? Da, sigur. Ăsta, frate. Ăla-i nașma, pare rău. Poți să-l bei tu. Deci când mi-ai zis că vrei să-mi faci ceva și am auzit pumpkin spice latte, am zis... Hai, că mie nu-mi place pumpkin spice, pentru că am gustat-o singură dată de la Starbucks și nu mi-a plăcut. Mie-mi place tofinat, mi se pare, deci abia aștept să vină iarna să-mi comand tofinat. Și după trece Crăciunul și zic vreau și un tofinat și zice, nu că nu mai avem în meniu. Și zic, bine, dă-mi o cafea cu bumps de tofinat. Ah, ok. Băi, e chiar super bun, sincer îți zic, nu mănânc. Băi, ale, gata! Congratulations! Deci am câștigat și pe nișa de dulciuri cu brownie și la mâncare cu multe chestii. Și acum și pe băuturi cafea sunt barista. Poți să-mi spui Alex, vlogger, bucătar, barista, șmecher. Simțiți apusul? Dacă intri pe AliExpress și scrii Sunset Lamp, e 16 lei. A, păi de pe AliExpress vreau să iau, cine își cumpără? Ah, uite cine! You did not! Mama. Prieteni, vă rog foarte mult să treceți pe conturile Oliviei și să îi dați un mare follow, subscribe și tot follow pe TikTok. Și să-l ajutați, poate îi cumpărați lampa. Da, donează! Dați follow și lui Vlad, că a fost aici și ne-a ajutat ca de obicei cum e el un scump. Da. Dați-mi follow și mie, pentru că merit și când vă uitați la asta, eu sunt în New York și poate vedeți ceva frumos. Dați-i subscribe să se simtă mai bine că a dat 200 de lei pe o lampă decât azi. Un subscribe, mulțumesc. Atât pe săptămâna asta. Sper că v-a plăcut. Pumpkin spice fericit. Pa! Vai, dar chiar e foarte bun ăsta.